Anins în România. Prima ninsoare în acest an. Unde s-a șternut zăpada. Video. Anins în România. Primii fulgi de nea au căzut încă din luna septembrie. Unde s-a șternut zăpada. Sunt aproape 0 grade Celsius în acel loc. A început să ningă la Bâlea Lac. Primul strat de zăpadă s-a șternut în România încă din luna septembrie. Este lapoviță și ninsoare la Bâlea Lac la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgăraș. Mercurul din termometre a scăzut aproape până la 0 grade Celsius. Județul Sibiu este sub avertizare meteo de tip cod portocaliu de ploi și vânt până la ora ora 20. Cel mai probabil, la căderea nopții se va răci vremea. Pentru zona montană înaltă, meteorologia au emis o avertizare de tip cod galben de ninsor și intensificări ale vântului, care intră în vigoare la ora ora 20. Vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări, cu viteze de 70-90 km h. Ninge pe Transfăgărășan Prima ninsoare din acest sezon rece a dat peste cap traficul rutier de pe Transfăgărășan. Drumarii au intervenit deja pentru a degaja șoseaua de nămeții intervenim pentru prima dată în acest sezon cu utilajele de desăpezire pe DN7C Transfăgărășan. Semn dublu de exclamare. Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele montane și țineți cont de condițiile meteo la planificarea deplasărilor. V-au transmis cei de la drumuri și poduri Brașov. Prognoza meteo pentru luna octombrie Meteorologia au emis deja prognoza meteo pentru intervalul 23 septembrie-20 octombrie. Astfel că, între 30 septembrie și 6 octombrie, temperaturile aerului vor fi aproape de normal pentru această vreme în cea mai mare parte a țării. Cantitatea de precipitații va fi normală în regiunile din vest, dar în restul țării va fi mai multă ploaie decât de obicei. Între 7 octombrie și 13 octombrie, temperaturile aerului vor fi puțin mai ridicate decât de obicei în toate regiunile. Cantitatea de precipitații va fi normală pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Între 14 octombrie și 20 octombrie, temperaturile aerului vor fi puțin mai ridicate decât normalul pentru această vreme, în toate regiunile, dar mai ales în sud. Cantitatea de precipitații va fi normală pentru această perioadă în majoritatea zonelor, cu excepția vestului și nordvestului țării, unde va ploua puțin mai mult decât de obicei.